Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sectorul 6 al capitalei patriei noastre are în proprietate două tunuri. Tunuri primite, nu se știe prea clar când și cum. Pe de altă parte s-au și dat multe tunuri la primăria asta, așa că era firesc să mai rămâne câteva. Adevărul e că sunt tunuri de artilerie. Am văzut fotografii, a postat primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. Par să fie tunuri antitank, dar nu mă bag că eu n-am fost artilerist, am fost la transmisiuni. Și el spune pe Facebook, bine, și trolează un pic, ca să vadă ce zic locuitorii și abonații de Facebook și, mă rog, sunt sute de comentarii, întreabă ce-ți facem cu ele. Kellner vrea să fie, să le folosească pentru amenajare peisagistică, așa da, cum se cheamă. N-ar vrea el. Spune că ar exista varianta, de exemplu, că se amenajează, citez, peisagistic, promenada Clubului Armatei, Steaua. Eu nu știu unde este promenada Clubului Armatei Steaua, dar înțeleg că e o promenadă acolo. Prelungirea Ghencea, unde e stadionul. Acolo cred că se așteaptă amenajarea peisagistică a unui drum de foarte mult timp. Da, un cel drum mai cu probabil. Două benzi și trotuar, dacă s-ar putea amenaja peisagistic drumul ăsta, oamenii ar fi foarte fericiți, cu tunurile mai cum e. Deci primarul zice așa, peisagiștii îmi spun, cum devii peisagist? Cred că faci școală. Există școală, asta. Facultate de peisagistică? Cel mai probabil, nu mă îndoiesc. De ce n-am făcut la arhitectură, tati. Hai, da. Atunci lasă, că arhitectura e... Nu, sigur există. Știu eu pe cineva care a vrut să-și amenajeze o grădină. Da. Și vezi că e foarte scump peisagistul. Am adică... dat și eu un telefon odată și am amenajat-o eu. Pe asta, știi câte ceva de... Se și vede că am amenajat-o eu. E foarte sălbatic, așa, știi? Este amenajată cu spirit liber, e foarte creativ totul, adică... Deci, uite, avem un peisagist printre da, noi. Un peisagist amator. Bun, revenind, iată ce zice primarul. Peisagiștii îmi spun că le-ar putea încadra în peisaj după modelul unui alt club de fotbal. La Arsenal se referă. A, clubul Arsenal. Păi da, da, Steaua n-are treabă cu tunul. Adică... Are cu armata. Are cu armata. Armata. Are, da, da. Nu, aici au... face o confuzie. La FCSB s-ar putea amenaja cu oi în față, nu, cred. Nu, 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 nu. Acolo au fost deja doi berbeci. La noi, nu. La noi, la Steaua, nu la merge. Steaua. De ce nu merge? Păi Steaua... Cu tunuri. Ce are? Arsenal e cu tunul. La... Deci la noi ce pui două săbi, ce vrei să marmide. La noi pui două și marmide. Și nu e reprezentativ pentru armata română. Ce e reprezentativ? Chiar așa e. Un lopățica Linema de infanterie, spune. Da. Și domnul primar zice, eu acum nu știu ce să zic, n-aș vrea să avem așa imagini de oraș transnistrean. Corect. Dar nici nu exclud ideea. Voi ce părere aveți? Să cer un proiect de încadrare peisagistică? Eu aș fi de acord să pună tunurile de artilerie. Dar întrebarea e în ce direcție ar trebui îndreptate, că în București sunt foarte multe opțiuni din punctul ăsta de vedere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.